Salut! Salut! Am fost la Brambura Park. Da, și erau multe animale. Ah, puteau să fie puțin mai multe, drept să spun. Ce era aici? Era o coțofană. O coțofană care avea chiar și inele furate, nu? Da. Și ce animale am văzut aici? Capre, oi. Oi, nu, cred că era numai capre și acolo în spate ce era? Lame. Lame. Cu caprițe. Cu caprițe mici. Sau erau alpaca? Nu. Ok, alpaca le vedeți mai târziu. Astea erau lamele. Și apoi... Iepuri. Da, erau niște iepuri foarte pufoși, dar care nu puteau să fie mângâiați, deoarece erau niște cuștii. Și aici? Cred că tot iepuri, nu? Parcă, da. Dacă nu mă înșel. Aici erau din ea mai mari. N-avea loc. Nu, n-ar fi făcut dincolo de ce mari erau. Și aici? Alpaca. Alpaca. Nu prea ai vrut să te apropii de gard. De ce oare? Că poate mă scuipă. Da, astea păreau pașnice. Nu știu acum dacă chiar te-a fi scuipat. Și asta ce era? Un țap. Un țap care mirosea? Urât. Puțin mai tare mirosea, exact. Dar am mers înapoi la alpaca, deoarece am vrut să le filmez de aproape. Dar puteți să spun și mie mi-a fost puțin teamă să nu mă scuipe. Practic se uitau puțin ciudat, nu? Mm-hmm. Și acolo ce era? O căprioară? Da, o căprioară. Erau de fapt două. Aici cred că era un cerb, parcă în spate. Mm-hmm. Dar n-au venit aproape de noi, așa că... Am mers mai departe. Mm-hmm. Și era și așa o curte frumos amenajată și în fundal ce se vede acolo? Casa întoarsă. Da, casa întoarsă în care am și fost, bineînțeles. Ați văzut în clipul precedent. Și era și un loc de joacă mare de tot. Da. Aici ce era? Trambuline. Da, și apoi ce mai erau aici? Să ne cățărăm acolo. Da, așa puțin ca Spidey, nu? Da. Și aici s-a plăcut, cred că, nu? Da. Pe tiroliană. Nu era ea prea lungă, dar era drăguță, nu? Și nu ți-a fost frică pe ea? Nu. Nu era prea înaltă, da. Era chiar ok. Adică în parcul de aventură te da pe tiroliane mai înaltă. Uh-huh. Și apoi la faza care ți-a plăcut ție cel mai mult. Ce a fost? Să mă duc pe un colac. Da, se numește tubing, te rog frumos. Uh-huh. Și cum? Ce a trebuit să faci aici? Să mă urc pe... O bandă rulantă, da. Și să tragi colacul până sus. Și apoi? M-am dus. Da, erau mai multe... piste, ca să spun așa. Erau și... numai două, pentru că asta era de viteză și aia era altă. Asta era altă? M-am dus. Asta nu era de viteză, asta era așa mai cu curbe, dar așa era faină. Mm-hmm. Și, aia, și prima nu se putea dacă n-avea din alea presuri. Nu avea presuri opritoare, doar astea două erau. Și apoi ne-am mai plimbat puțin. Uite aici putem vedea și restul curții, care este destul de mare. Uh-huh. Și sunt destul de multe locuri unde se pot juca copiii. Și am intrat și în casă, bineînțeles. Da. Varta numai puțin, că vă puteți uita la clipul precedent. Și cum ți-a plăcut în casă? Mai. Da, puțin cam cu amețeala ne-a luat, da. Nu? Mi-a plăcut aici cum erau lipite toate lucrurile. Creierul nostru cât de înțeles altfel. Da, da, nu prea înțelegea ce facem, de ce suntem într-o casă care e pe dos. Da. De chiar și calculatorul era lipit acolo, mm-hmm. Toate erau lipite. Da, cam cât am stat în casă, n-am stat prea mult, că n-am putut să stai prea mult. Cred că 20 de minute. Mhm. Și după aia ne-a luat cu amețeala și a trebuit să ieșim din casă. O, Doamne, că am ținut mult. Dar să lași și să-ți